Absolvent al Academiei de Artă din Hamburg, Ștefan Rubeș continuă studiile în domeniile etnografie și sociologie, preocupându-se să reflecte transformările la care sunt supuse sub impactul modernității mediile tradiționale de existență umană. Din 1970 fotografiază și documentează efectele modernizării asupra satului tradițional bavarez. În 1979 își îndreaptă pașii spre România studiind grupuri și indivizi din mediul rural, din ținuturile Vrancei, Sibiului, ai munților Apuseni și din Maramureș. Fotografiile și textele din așa zisele expediții bavareze și românești au fost expuse la Academia de Artă din Hamburg, la Oficiul Bavarez pentru Ocrotirea Monumentelor, la muzeele regionale din Mühldorf și Glenleiten, la Sala Verkhof din Hamburg, la Universitatea Humboldt din Berlin și la Universitatea Kassel. Ștefan Drube se face responsabil pentru promovarea turismului rural, acolo unde fiecare națiune se poate regăsi pe ea însăși. Și aici mai aveți instalațiile tehnice cu apă, asta e o bogăție mare, în alte zone sunt mult mai desfințate și aveți și mai multe meșteri care mai lucrează la sate. Și cred că e o situație foarte bună pentru viitor din cauza pentru a dezvolta turismul trebuie să începem cu un folclor un pic mai interesant pentru străini și dacă oamenii sunt și deschiși, atunci putem să dezvoltăm turismul aici în zona asta. Timp de două luni, Ștefan Drube s-a aflat în Maramureș, străbătând pe jos aproape toate satele. Impresiile de călătorie se vor concretiza într-o viitoare expoziție. Bună seara, stimați telespectatori! În această seară l-am invitat în studio pe Ștefan Drube, un etnosociolog de marcă din Germania, care se află în România de două luni de zile, a străbătut, așa cum spuneam, satele din Maramureș. Alături de domnia sa se află doamna Georgeta Maria Iuga, șef oficiu pentru patrimoniu. Stimați invitați, vom discuta o oră despre ceea ce ați realizat, domnule Ștefan Drube, aici în România, timp de aproape 20 de ani, ați străbătut o mare parte din ținutul nostru, ați fotografiat, ați documentat și iată tot ce faceți dumneavoastră, prezentați lumii întregi. De ce ați ales România în 1975? Aș putea spune că ați fost printre puținii germani interesați de România. Ați obținut chiar o bursă la acea vreme. Da, atunci nu, în 75 am venit cu prieteni din RDC-ul, din cauza asta a fost singura posibilitate să mergem împreună într-o o țară, din cauza ei nu au avut voie să intre la noi în vest. Și eu am adus o mașină și ne avem întâlnit în Praga și din Praga avem ajuns aici în România. Și eu am fost foarte impresionat, nici nu am știut unde ajung. Eu am lăsat tot în mâinile lor și asta s-a meritat. Când am fost așa de impresionat, am avut ideea să trebuie să vin înapoi și chiar atunci am făcut examen de arte la Hamburg și după asta m-am gândit cum primesc o bursă să intre în România. De cauza am știut, e greu de intrat aici în țara asta. Și peste două ani de zile de încercat și cu discuțiile cu ambasada din România în Germania, am primit bursa și am ajuns la București. Domnule Drube, dumneavoastră veneați cu niște prieteni din RDG, din fostul RDG. Era o diferență mare între fostul RDG și România anilor 1975? Da, bine, din punct de vedere... erau două țări comuniste. Da, nivelul de 3 a fost și în 75 aici mai bine, dar atunci, când am ajuns aici în 79, deja a început se scade aici nivelul de 3, dar în 75 mai a mers și numai tehnica probabil în religie a fost mult mai bine dezvoltată din punct de vedere dar culturii, sistemul politic bine, era asta la fel, a fost cam aceeași era impus eu. De Uniunea Sovietică și da, pentru mine bine aici în 75 nu am avut probleme cu securitate, dar în religie am deja văzut că există un fel de cum zice, serviciul secret asta Stasi a existat deja pentru mine. Dar în 75 aici nu am avut niciun caz cu Stasi, dar cea mai mare impresie a fost diversific
diversitate culturală care aveți aici. Este așa, a fost așa de interesant și asta a fost foarte atracător, sau cum se zice. Da? Dar când ați aflat pentru prima dată de România? Pentru că, în general... Numai în 75. Deci numai în 75. Da. Există și o poveste din mama mea care a zis, a intrat în familia noastră o femeie românească care a trăit în Londra și a fost româncă. Și ea a iubit foarte mult pe mine când am fost copii micuți. Și ea probabil a vorbit și în limba ei cu mine, dar nu mai țin minte. Tante Dora. Sunt foarte mulți români de etnie germană care au emigrat după război în Germania și care, mă rog, au plecat cu o anumită cultură de aici. Nu am nicio legătură am avut cu ei. Ei, nu perfect, dar iată că după aproape 20 de ani, dumneavoastră vorbiți destul de bine românește. Așa. Mulțumesc. Doamna Georgeta Maria Iura, când l-ați cunoscut pentru prima dată pe domnul Drube? Prima dată l-am întâlnit întâmplător în 79, am mers la Sighet, făceam o cercetare de rutină, probabil, în acest moment, nu mi-amintesc exact. Și era în birou la domnul Francis Nixtor, regretatul Francis Nixtor, directorul muzeului din Sighet. Am povestit și mi s-a părut foarte interesant, mi-a explicat că este interesat de instalațiile tehnice țărănești. Și mi s-a părut foarte interesant preocuparea dânsului. Și asta a fost prima întâlnire. Aceste instalații vechi, tradiționale, care încă se mai păstrează la noi, în funcțiune, e ceva deosebit. Multe dintre ele sunt în muzee, dar unele chiar funcționează. Acestea v-au interesat în primul rând aici în România? Da, asta a fost scopul meu. Bine, și viața țărnească, care este în legătură cu așa ceva. Numai dacă există o legătură, se păstrează. Dar eu am fost foarte impresionat când am început să mă pregătesc pentru poza mea. Și atunci m-am întâlnit cu oameni care au fugit sau au fost exilat în țara asta, la Berlin sau în alte părți, m-am pregătit bine, care muzee trebuie văzut, ce mai există, care sunt zone cele mai importante. Și cred că am fost destul de bine pregătit, dar a fost un pic de greu de rezolvat atunci cu autorități. Ei nu au fost prea impresionat prin mine, no. De cauza eu am vrut să stau la țară. Și ce faci acolo? Mai bine să stai la București, acolo ai și erați caldură. Erați mai ușor de supravegheat, da, în București? Mult, și, dar cred că eu am fost ultimul care a avut voie să meargă singur cu mașina peste dealul. Fere un însoțitor. Nu, niciodată am refuzat. M-am dus pe jos, așa am început aici în la Sighet, am lăsat mașina în curte și peste dealul cu schiul și cu autobuz. Și cred că ei nu au vrut așa ceva. Și Ștefan Drobe, vi s-au verificat vreodată filmele din aparate negativele? Bine, ei, securitatea a intrat în camera mea, dar nu au verificat, nu au luat filmele. Nu niciodată. Probabil au verificat ce am pozat când am dus plancele din contact, din negative care am primit prin prieten care s-a dus aici și au văzut că nu este niciun pericol. V-au considerat un om mai excentric, așa, care non-conformist, care nu... Da, și din cauza m-am supărat multe ore, mai ales și aici în Baia Mare, despre cazare, la Sighet, despre cazare. De ce nu am voie să stau lăsate? Și la sfârșit am reușit în Vrancea, acolo, la Paltin, am avut voie să stau lăsat la camera ospet. Și doamna Ciocan, nu știu cum se numește, a zis, dar nu mai avem, domnule, numai pentru muncitori și sunt așa de slabe, nu putem să oferim așa ceva, nu e imposibil. Da. Și am stat la camera de ospeți la Sighetul Mamaței, la internat și asta a fost așa. Dar totuși, acum, peste 17 ani de zile, a fost... Acum vă descurcați mult mai bine în România și bănuiesc că mult mai bine. Nu mai trebuie să cereți voie de la autorități pentru a filma, pentru a fotografia, pentru a vă documenta. Nu, e mult mai ușor, mai ales pentru străini. Și asta este un avantaj mare și am primit și o viza gratuită din partea ambasadei române la Bonn
Și asta este un document bine, dacă am grijă, și niciodată am avut grijă, dar pot să arăt cu pașaportul și sunt liber aici. Doamna Georgeta Iuga, câți străini ați cunoscut dumneavoastră interesați de folclorul românesc, despre ceea ce încă mai păstrăm noi viu aici în satele românești? Mulți, foarte mulți. Dar cât s-au întors, așa cum s-a întors domnul Ștefan Drubă, pentru, mă rog, pentru a etala în anumite muzee ceea ce a realizat el de-a lungul anilor? Păi, exemplul cel mai pozitiv este Mia Cosei, cu care am colaborat, cred că mai mult de 10 ani de zile, și în acest moment, până la sfârșitul lunii, așa cum probabil știți, la Paris, la Muzeul Omului, este o expoziție despre Marea Mureș, la România, de 4 sezoni. E foarte impresionant această expoziție. Vă închipuiți în față un panou imens de câțiva metri care prezintă România. Sigur, este o altă imagine asupra României decât prezintă domnul Drubă. Un alt, fiindcă să rămânem în domeniul fotografiei, un alt om care este foarte interesat de România, de data asta, tot, și de această dată un artist, și nu numai, un artist fotograf, este domnul Hetchko, deci prorectorul de la Royal College of Art, care a venit în România datorită lui Brâncuș. Și a venit de multe ori. Ultima dată când a fost, am avut la fel onoarea să-l însoțesc în Marea Mureș și a fost un experiment foarte interesant. Pe urmă sunt cercetătorii bine cunoscuți, Gail, Kelligan, Claude Carnot, dar și oameni care sunt interesați. Nu pot să nu amintesc aici domnul John Andrich de la Institutul de Arheologie din Londra, care la fel a revenit de-a lungul anilor în Marea Mureș și a făcut cercetări. De ce credeți că îi fascinează lumea satelor pe acești oameni? Occidentul nu le mai oferă nimic în momentul de față acestor cercetători. Până la urmă ei fac anumite lucrări documentare care rămân peste ani. Da. Păi eu cred că ei revin la noi, fiindcă deja s-a pierdut, au pierdut ceva de care lor le este dor. Deci noi mai păstrăm anumite aceste forme de cultură și de populară, care e realmente, când am spus cultură populară, am înțeles exact cuvântul, ce se înțelege prin cuvântul cultură. Este o mare, mare bogăție care mai există încă în satele noastre și care trebuie să învățăm să ne-o cunoaștem, să ne-o recunoaștem și să o continuăm. De asta vin și ei la noi. Asta este părerea mea. Acesta este lucru care vă lipsește, domnule Drubă, în Germania. Ați făcut câteva studii în Bavaria. Să spunem, seamănă statele din Bavaria cu ceea ce ați găsit aici la noi? Nu. Probabil mai sunt niște sau sate. Aveți, doar în documentele de arhivă mai regăsiți ceva asemănător între satele din Bavaria și satele Săsești din Transilvania. Asta e altceva, dar cred că avem avut aceeași tradiție care aveți avut aici. Și în toate zonele unde au fost munți, avem avut pivele și vâltor și mor de apă și în, tu știi cum se numește, pădure bavarică, acolo a fost. Mai ales s-a păstrat probabil până chiar după doilea război mondial, unde a fost o zonă săracă, dar atunci a fost desfințat total. După doilea război mondial. Și cred că noi suntem interesați din cauza este parte din sufletul nostru și trebuie să ne gândim dacă vrem să facem un fel de planificare unde vrem să ajungem cu societatea noastră, din cauza noi ne dezvoltăm, dar nu totdeauna în un mod bun, facem și greșele. Și dacă sunt sociologi, sunt interesat în așa ceva. Eu am cunoscut țipțeri, sași, care sunt plecați de foarte multă vreme în Germania. Se întorc în România, admiră, plâng în satele românești, da. Dar se grăbesc să plece în Germania, înapoi în civilizație. Asta e atracția banilor. Da, vin aici ca într-un muzeu, dar
nu vor să stea, vor acasă, acolo se simt foarte bine. Confortul din Germania le dă, să zicem, un sentiment de liniște și de, și protejează. Nu, și este și rușine pentru ei dacă se întorc. Am vorbit cu doamna Rothöpner, care trăiește la Sibiu, care a făcut o fundație Arche Noa pentru oameni care vin înapoi în România. Și ea zis, sunt mulți, dar nu, ei nu vor să da numele lor. Trebuie să fie secret, în cazul este rușine. Este și o comunitate puternică care este în Germania și nu se vorbește despre oameni care nu acceptă viața noastră. Așa este la, cu exilul. Exilul este un fel de, cum se spune, are și legile. Dar eu vă întreb, este o rușine în momentul de față să trăiești la sat, într-un sat din Maramureș, așa cum îl vedeți dumneavoastră ca și german? Da, văzut de la noi. Da, da, din punct de vedere, da, deci se poate trăi astăzi civilizat într-un sat din Maramureș. Da, cred că asta se poate acum, mai ales după Dar revoluția. Păstrăm chiar și tradițiile, deci da, dacă, nu modernizând casa într-un stil oarecum diferit. Da, eu am fost la Brep și oamenii au zis, vin deja străini care stau acolo ani de zile și sunt mulțumit, dar nu stau totdeauna, din cauza au și alte țările, dar unde merg pentru o lună, dar cred că e posibil să sta și o viață întreagă, mai ales dacă ai ales asta cu bunăvință și se știe ce am lăsat acolo și de ce am venit aici. Și am și prieteni aici, atunci e mult mai ușor de trăit. Asta trebuie limba, asta e clar, fără limba aici la țară e foarte greu. Cu limba face. Doamna Iuga, de ce au plecat foarte mulți țărani către oraș până în 89, să spunem? Ce a atras orașul și dacă satul îi cheamă înapoi în momentul de față și le oferă ceva celor care au pribegit ani de zile la oraș? Grea întrebare. Nu știu de ce au plecat. Probabil este atracția civilizației, mă rog. Pe urmă, nu uitați, de multe ori am stat și m-am gândit, cred că pe vremuri s-a făcut o muncă foarte interesantă asupra mentalității în capul oamenilor. Deci, țăranul ce însemna? Știm foarte bine. Când cuiva îi spunea că e țăran, dacă vrei să îi spui de ceva de rău, îi spuneai mai țărane, nu? Deci, dacă vrei să-l jignești, îl făceai țăran. Deci, iată, și atunci, normal, fiecare om este omenește. Sigur că da, este omenește ca omul să-și dorească să fie bine văzut și să fie apreciat. Deci, probabil că asta este una. Mirajul acesta orașului, unde tu ai tot confortul, muncă puțină, la țară de lucru, nu? Nu câștigi atât de mult. Și munca e de dimineață până noapte. Și munca e de dimineață până seara târziu, dar nu, este foarte interesant fenomenul. Și, interesant, uitați, eu chiar în familie am acest exemplu, să zicem, interesant chiar pentru România în orice caz. Într-o societate normală, probabil că ar fi de înțeles. Fiul meu, care este student la București, la cibernetică, statistică economică, este în anul 4, dorește să se întoarcă la țară, să lucreze pământul. Deci, acest copil care are o casă în București, care poate rămâne acolo, care ar putea avea o carieră foarte bună și bănoasă, dorește să se întoarcă să lucreze. Bine, poate la anii e un pic romantic. Nu, el chiar lucrează. Deci, chiar lucrează. Da, chiar lucrează. De 2 ani de zile el cosește, duce fânul, duce gunoiul, mulge vacile, chiar lucrează. Și ar fi bine ca să fie mulți copii intelectuali care să se reîntoarcă la sat și să implementeze o altă... Problema este cât îi ajută societatea, fiindcă un astfel de om care, tânăr, care dorește să-și investească toate forțele în dezvoltarea agriculturii și care are și cap și posibilități, ar trebui să fie ajutat de societate. Nu cred că societatea noastră se implică în... Da, poate o să ne spună domnul Drube cât de mult cheltuiește Germania cu agricultura și cu fermierii din Germania. Pentru că noi traversăm o perioadă mai grea și iată țăranii
Așa cum dumneavoastră ați constatat și ați și ilustrat prin acele fotografii, țăranii o duc din ce în ce mai greu. Ei au chipurile luminoase, sunt par fericiți, dar o duc prost în momentul de față. Dar bine, țăran, la noi asta e altceva din cauza, suntem mult mai bogați până acum și totuși avem acum în fiecare an de zile, cred că în Bavaria sunt 10.000 de gospodărie țărănești care sunt pierdut, care desfințează. Sunt întreprindere familiare și nu mai pot să reziste la presiune economică care există. Este un proces de concentrare mare și cred că înainte de 20 de ani a fost suficient probabil 10 hectare în Bavaria unde am făcut acest documentare și acum sunt deja 80-100 de hectare pentru supraviețuit și asta e un e extraordinar acest proces și mai avem bani, știți, pentru să dăm un sprijin la țărani care mai sunt. Ei trăiesc nu din plata care primesc prin marfa care se vinde. Ei trăiesc din o plată suplimentară prin comunitatea europeană. Asta e. Numai din asta trăiesc. Și asta este un fel de... Asta este ceva extraordinar și trebuie menționat, cum ziceți dumneavoastră. Asta, fără asta era tot desfințat la noi cu țăranimea. Dar în viitor, și asta este problemul în România, dacă România intră în comunitatea europeană, nu mai sunt așa de mulți bani să dăm un sprijin și zonele montoase care avem aici. Și sunt aproximativ 2 milioane care locuiesc în zona montoasă ca țăran. Și sunt dependenți din bani, se stau acolo, se lucrez acolo, se fac munca cinstită. Și asta este problem care avem în viitor și sper că găsim o soluție bună pentru ei. Din cauza n-are rost să dăm numai plată de șomaj și ei stau acolo și încep cu băutura. Din cauza și la noi se face așa. Eu stau într-un ghetto la Hamburg ca profesor și acolo avem mulți șomeri și mulți străini care sunt... cum se spune, asilanți, și ei cu băutură, cu droguri, avem destul de probleme. Și fără munca e foarte greu de menținut o viață. Domnule profesor Drube, cum vedeți dezvoltarea agroturismului aici în România, dar legându-ne în special de Maramureș, așa cum spuneați dumneavoastră, Maramureșul v-a fascinat prin bogăția, să spunem, de posibilități atât a reliefului, a folclorului, care poate atrage această bogăție, poate atrage turiștii din România, dar în special turiștii din străinătate. Dar trebuie turiștii din străinătate, din cauza român, încă nu au destul de bani. Este o minoritate care acum călătorește prin țară. Dar ideea este să păstrăm peisajul și satele cum sunt, dacă putem. Și atunci, probabil, este oameni de cultură vin aici, se ved cum trăiți voi și cred că plătesc o plată de intrare, se ved cum este viața aici în România, la zona montoasă și numai acolo merge așa ceva. Și asta va fi un câștig foarte mare, cred eu, din cauza până acum e foarte greu de trăit. Centrele de prelucrat carne, lapte și lână și nu știu ce, sunt prea departe și costă mult transportul. Mai să vedem și cu Rumeguș, care acum nu se merită să transportăm în oraș, din cauza transportul e prea scump. Și tot trebuie, cum se spune acum, pus peste cap, să facem centre de prelucrat în zonele respective și începem acolo cu turismul moderat, turismul modest, sau cum se numește în limba română. Da. Și atunci merge bine, nu cu o cantitate mare, cu o calitate de mare, cu o calitate bună de oameni. Asta da, de vreo 7 ani de zile încercăm să facem ceva. Doamna Georgeta Maria Iuga, specialiștii români nu se zbat pentru a promova, să spunem,
Turismul, agroturismul, pentru că vorbim, e un termen nou apărut după 1989. Acest agroturism a existat, dar nu în mod organizat și înainte de 89. Întâmplător, în fața dumneavoastră este un om care chiar s-a implicat. Deci noi am înființat cu ani în urmă asociația, deci filiala Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural în Maramureș. Sigur că asta a fost un fel de activitate colaterală, nu, activității noastre de bază, și am încercat să ajutăm oamenii și în munca noastră pe teren, întotdeauna când ne întâlnim cu oamenii, le explicăm ce posibilități au de a-și păstra gospodăria, de a lucra așa cum lucrează înainte, de a păstra casa așa cum este înainte, și este foarte important. Și de a construi case, deci, de a construi case așa cum într-un trebuie, stil tradițional, pentru că au apărut în satele noastre tot felul de case care nu mai seamănă cu nimic. E adevărat că suntem, de cel puțin, suntem puțini în, nu știu, probabil că e... Și vocea dumneavoastră asta nu este auzită de cei care ar trebui să vă sprijine pentru a face mai mult? Greu de spus. Cel puțin eu știu că pentru a ajuta și a avea chiar funcția legală de a da acest ajutor, am făcut și un efort, am făcut un curs la București, am dat un examen pentru a avea dreptul de a omologa gospodăriile. Am obținut acest certificat de omologare și însă timpul și viața nu mi-a permis să lucrez. Într-adevăr să mă implic. Și nici noi avem reușit în așa ceva. Da. Și avem avut un lege pentru patrimoniu foarte puternic și avem avut și bani. Dar a intervenit și economia și politica. Din cauza tuturor partidii politici au promis noi scotem afară lege de patrimoniu, să fie dezvoltat gospodărie țaranească, cum vreți voi, să fie urât cum vreți. Știți? Da, asta e foarte interesant. A fost așa atunci. Și mult s-a distrus atunci. Da, da. Și la noi, vedeți, legea de patrimoniu a fost votată nu alaltă seară, dar după 90, printre primele legi care au fost arogate în România, a fost exact legea de patrimoniu. Legea patrimoniului cultural național. Nu știu care este situația, eu lipsind un an de zile din țară, nu știu care este situația noua lege de patrimoniu, dar, în general, patrimoniul din mediul rural a fost uitat. E adevărat că ăsta nu este un patrimoniu major, este un patrimoniu minor, dar este foarte important. Este foarte important. Pe plan european, oriunde, deja se vorbește de patrimoniu rural ca de un patrimoniu care caracterizează o cultură și o identitate. Și trebuie și noi să înțelegem că ca popor ne caracterizează acest patrimoniu rural. Ce avem acasă, la țară? Sunt mulți factori implicați. Este sistematizarea, sunt elita locală, deci în fiecare sat sunt importanți profesorii, preoții, primarii, învățătorii. Care pot da tonul în astfel de activități. Domnule Drube, spuneam la începutul emisiunii că sunteți un fel de ambasador al României peste hotare prin aceste expoziții cu fotografii din România. Dumneavoastră promovați de fapt turismul în țara noastră. Câți străini sunt interesați în momentul de față de România? Până în 89 veneau foarte mulți germani pe litoral și în zona Brașovului. După 89 am văzut foarte puțini germani venind aici. Asta este un fenomen și nu sunt destul de, cum se spune, întreprindere care începe cu așa ceva din partea noastră. Asta este lipsa mare. Și am auzit, au început încă o dată cu litoral, dar nu prea se merite până acum. Eu am fost în Manhattan acum 2 ani de zile, am intrat într-un magazin unde se vindeau hărți din toată Europa, hărți turistice. Vă rog să mă credeți, n-am găsit nicio hartă cu România. Da, e dreptate. Bănuiesc că nu se vindea și comerciantul nu era interesat să vă expună pe teșghea astfel de hărți. Da, și asta e și impresia mea.
Și România chiar marginalizat. Și probabil și Bulgaria și Macedonia. Asta este cercul și Republica Moldova. Dar asta trebuie schimbat. Și din cauza asta am început cu viața la sate, din cauza orașele în general au suferit tare, mai ales în timpul. Și sate mai sunt, care sunt foarte valoroase și astea sunt în toate părțile, și în zona Sibiului mai sunt, și în Munții Apuseni mai avem sate foarte frumoase, acolo e un pic mai, cum se spune, sunt sate micuțe, ca Tunesos la munte, și în Francia și în, aici în Maramureș, mai ales în Valea Cozaului, unde sunt foarte impresionat ca, cum este situația acolo. Și acolo vrem să începem să facem ceva cu turismul, cu, să vorbim și cu oameni acolo. Vreau să vă întreb un lucru. Am cunoscut turiști venind în Maramureș și au dorit să doarmă în fân. Nu au refuzat camerele de la țară, din case aranjate foarte bine. Ei au spus, am venit aici să dormim în fân, să simțim mirosul de fân, da. Și chiar au pus mâna și au lucrat alături de gospodari la munca câmpului. Și au și plătit pentru acest lucru, deci nu au cerut bani. Acești străini erau din Belgia, nu erau nemți. Dar bine așa, dacă există așa ceva și dacă plătesc, atunci e bine. Și asta trebuie clarificat și cu țăran. Trebuie plătit dacă ei vin, pun mașina în curte lor și atunci este cel mai important pentru noi. Experiența asta va fi publicitat și acolo în Belgia sau în Austria sau în Olandia sau în Dinamarca. Și asta e ce, sau dacă au un cort, lasă cu cort acolo la gând. Dar trebuie să fie plătit. Sunt pretențioși străinii atunci când pleacă în excursie, doresc foarte multe sau se mulțumesc cu puțin? Dar bine, avem... Sau sunt turiști și turiști? Da, avem trei tipuri diferite, cred eu. Asta care sunt foarte pretențioși merg numai la hotelul sau vin aici cu mașina de unde au posibilitate să dorm, să fie tot în locul pregătit. Alții cred că sunt destul de mulțumit cu gospodărie cum arată acum. Și eu nu zic că trebuie toată una apă care curge din robinet. Nu trebuie. Dacă este un ligian bun și apă curată și asta e destul de bine. Și bucătărie bună. Și alții, cum ați zis dumneavoastră, domnul Baciu, cu dormit în cort, la jură sau la fân undeva. Și cred că astea sunt trei tipuri diferite și toți sunt interesați în cultura respectivă. Și cred că ultimele sunt mai mult tineri și alții sunt mai mult bătrâni. Dar care sunt un pic mai în vârstă, ei au și bani mai mulți. Și asta este foarte interesant. Avem destul de bătrâni care sunt interesați în cultura, au timp și au bani. Și nu au văzut despre, cum se spune, din Franța până Isla Canarias, acolo, din toate, Italia tot. Și România lipsește. Și asta este acum viitorul pentru voi. Se vine ei, se vede altceva acum, cultura sasască, cultura ungoriască și cultura română. Este așa de o varietate extraordinară. Și trebuie timp până când ai văzut mult. Nu într-o săptămână faci nimic aici. Trebuie să stai așa cum a stat dumneavoastră cel puțin 2 luni de zile pentru a simți într-adevăr cum se trăiește în aceste locuri. Doamna Iuga, nu credeți că în agroturism, să ne legăm mai mult de agroturism, au intrat foarte mulți oameni care nu au nimic de a face cu acest domeniu de activitate? Cinstit, cred. Pentru că... Cinstit, cred, și este păcat, fiindcă oamenii, vedeți, suntem în perioada asta tulbure, în care nu mai știi ce este rău și ce este bine, și este important să îi sfătuiești bine pe oameni în acest moment. Și este trist. Dar au intrat și oameni buni. Iată,
cu bucurie am constatat experimentul acesta făcut la Badul Lisei de Operațion Village Romain. Mara Muzicală a fost un exemplu pozitiv, nu de... Și în momentul în care se făcea promovare pentru Mara Muzicală, eu eram întâmplător în Franța, prietena mea, care este o prietenă a României, a primit în cutia poștală programul festivalului. Da, am mers la Paris. Acest unde... festival s-a da. Bucurat de prezența da, doamnei da. Care în fog. Deci dar nu, dar s-a făcut promovare dincolo și o promovare pozitivă. Deci s-a promovat o imagine frumoasă a României și corectă. Deci s-a spus adevărul. E foarte important, cred că, în relația noastră cu străinii și cu oricine să fim cinstiți. Da, să nu-i mințim, să nu le promitem foarte multe și... Atunci oamenilor trebuie spus, uite, toaleta este în curte, totul trebuie spus adevărul, vă spălați la lighean și sunt oameni care vin. Eu am făcut în 2 ani acest experiment cu o prietenă din Franța, au venit prima dată un grup din Franța și Belgia. I-am luat cu rucsacul în spate de la Budești, pe Valea Cosăului, am trecut până la Botiza și ne-am întors înapoi la Cafnic, deci am făcut un fel de tur al Maramureșului pe jos cu rucsacul în spate. I-am spus oamenilor care sunt condițiile, eu acceptat și în al doilea an au venit mai mulți și mai interesați de... Și acești oameni mi-au rămas prieteni pe toată viața. Deci eu dacă mă duc acum la Paris, duc la unul din cei care au venit în Maramureș. Da, acești oameni care au rămas cu ceva... Da, sigur că da. Și pe urmă au revenit. Deci ei au revenit în Maramureș cu familia, au revenit cu copiii. Deci așa se face, din puțin aproape în puțin, în aproape. Este ca și bulgărele de zăpadă, nu? Deci asta este. Câte puțin și așa se produce. Și... Este și o da. Zonă sigură. Asta trebuie sublinat. Da. Din cauza da. Nicio grijă am avut până acum. Nici cu mașină, nici cu... Aici sunt oamenii foarte cinstiți în Maramureș, da. Oameni drepți care își cunosc proprietatea, dar cunosc și ce înseamnă proprietatea celuilalt. Da. Și asta... Nu prea amestecă lucrurile. Și asta este un valor extraordinar, din cauza începe oriunde cu prostie acum, în Spania și în Italia și la noi nu mai este așa de sigur cum a fost. Pierdem. Și asta mai aveți din asta și e foarte bine pentru primit. Spuneați dumneavoastră că vă simțiți cumva în siguranță aici în Maramureș. Cum v-au primit oamenii pentru că ați trăit printre ei? Da. I-ați fotografiat, cum v-a simțit? Da, bine. Mai ales că aveți și un atu, vorbiți limba română și altfel intrați în contact cu ei. Da, ei au fost foarte surprins că vorbesc limba, asta a fost primul. Dar eu am fost primit foarte bine și mai bine, am și prieteni care mai țin minte că am stat aici în anul 79-80. Dar, în general, a fost foarte ușor de făcut legătura și se intre, se vorbesc despre viața lor și... Și oamenii sunt deschiși. Chiar da, astăzi da. Am fost la Chiusbaia, am asistat da. La întâlnirea domnului Drube cu familia Breban, care are o vâltoare și a fost emoționant să-i vezi oamenii bucurându-se că iată s-a întors, au scos fotografiile, s-au uitat, au discutat despre familie. A fost da. Dânsul legătura de... M-am bucurat chiar că am fost prezentă, fiindcă am realizat ce tip de cercetare. Deci părerea mea este și o legătură umană care s-a stabilit între domnul Drube și informatorii dânsului. Deci a întrebat ce fac fiicele. Deci dânsul se interesează și de latura umană, de ce se întâmplă vă în acea consultați familie. Întotdeauna notițele pe care le-ați făcut cu ani în urmă, atunci când reveniți din nou pe meleagurile deja bătute? Da, da, de cauza asta am expus și jurnalele mele la expoziție acum. Astea sunt foarte importante. Da, expoziția e deschisă la Casa Iancu de Hunedoara. E bine ca telespectatorii noștri să meargă să o vadă, pentru că acele fotografii sunt însoțite de texte. Da. Texte pe care noastră le-ați scris cu ani în urmă. Da, da, și acum am scris pentru la fiecare gospodărie am scris data și ce am vorbit și mai am și un jurnal unde scriu mai mult.
ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Credeți că va interesa pe cineva în momentul în care dumneavoastră veți lăsa, veți abandona poate această activitate? Pe cine va interesa după ani și ani și ani? Bine. Asta e, cum se spune, nu va rămâne într-o bibliotecă, da, clar, oarecare din... convins odată, da, clar. Și am și alte jurnale, și cu dezene, și care sunt din călătoriile mele. Rubei este și un artist și atunci este, jurnalele dânsului sunt... Da, chiar am vrut să vă întreb de ce vă schițați anumite momente pe care le surprindeți, pentru că folosiți aparatul foto și atunci nu trebuie să mai munciți cu pixul sau cu creionul pe caiet. Da, e clar, dar și acum fac mai puțin cum a fost făcut în anul 79-80. Din cauza atunci am fost și un pic mai presat cumva și am avut nevoie să pictez mai mult seara. Și acum mai puțin, dar cred că este, așa sunt, este și un lucru artistic cum vorbesc cu oameni, nu este ceva cum este un sociolog normal, știți? Sunt mult mai liber cu așa ceva, mult mai, cum se spune, probabil mai deschis. Mai și cald, da, și atmosfera atât de caldă și de umană și de deschisă. Da, și vorbesc despre viața mea. Totdeauna sunt întrebat cum trăiți acolo și atunci trebuie timp să rămân o oră, două, trei, cât trebuie. Și atunci, înainte m-am uitat, clar, ce am scris, atunci cum se numesc, ce mai există, din familia respectivă, și asta merge bine. Fără asta era un pic complicat, e clar. Doamna Iuga, de ce ați folosit pentru expoziția de la Casa Iancu de Hunedoara Calai motiv moara? În concepția noastră, în momentul în care am hotărât să organizăm această expoziție, am zis, vedeți, sunt foarte importante, nu numai... dialogul este foarte important și... atunci am zis, iată, vine acest german, acest neamț și face expoziția, dar și din partea noastră trebuie să existe un răspuns. Și am folosit moara, fiindcă moara este un spațiu unde lumea se întâlnește, vorbește, talk show-ul la mă de la moară, bârfește, moara face muncește, planuri, moara muncește, macină în continuare. Moara macină în continuare. Se gândește câte planuri, câte gânduri, câte idei se schimbă la moară. Și atunci am zis, iată, hai să folosim moara și moara ca spațiu de întâlnire, dialog, reflecție, filozofie, filozofare și gânduri despre viață. Spuneați și, la un moment dat, chiar ați ilustrat... în expoziție, moara când stă, atunci se sfarmă. De da, ce? Acesta a fost leitmotivul expoziției noastre. Deci suntem în acest moment în care noi nu avem dreptul să stăm în loc. În acest moment, după părerea noastră, noi trebuie să mergem înainte și trebuie să lucrăm. Și dacă stăm pe loc, ne sfărâmăm încet așa, este un proverb românesc. Și care cred că este de foarte mare actualitate în acest moment. Trebuie să lucrăm, trebuie să mergem înainte, trebuie să ne gândim profund, serios, cu multă, multă responsabilitate, ce facem cu mediul rural. Ce se întâmplă cu țăranii, ce se întâmplă cu cultura materială din mediul rural. Cum o protejăm? Și să nu uităm că poate e ultima generație de țărani care este în viață și dacă dispare s-ar putea să nu mai... Nu aș fi chiar atât de fatalistă. Deci am mors în Maramureș și mi-amintesc, de exemplu, cu plăcere de o nuntă de la Săliștea de Sus, o nuntă foarte țărănească, unde nimeni nu le-a cerut să... și frumoasă, tradițională. Pe de altă parte, e adevărat, se pierde, e interesant fenomenul și sunt tineri, iată, pe Valea Coseului sunt atâția tineri care rămân în sate, la Călinești, da, dar observi, sâmbătă, duminica, portul este deja amestecat, da, Adidas și se combină foarte bine cu straiele țărănești. Adidas, cel mai grav e că acum încep să apară hainele din Turcia și în interior apar covoare cu răpirea din Serai. Da.
Iar muzica, poate, muzica e cel mai puțin alterată aici, în Maramureș. N-aș zice alaltă, iar tocmai înainte de a deschide expoziția, a venit un profesor de la Săliștea de Sus, care ne spunea că i-a întrebat pe copii ce melodii populare știu și știau doar cât e Maramureșul și atât, și prelucrările de folclor și... Și în rest nimic. Și iar, după părerea mea, e foarte, foarte trist. La nunți se cântă muzică din Banat, sunt râșnițele alea care îți stor creierii toată noaptea și mare păcat. Și într-un sens aveți dreptate, în zona Sibiului, acolo este deja ultima generație de morar. Exact. E foarte interesant, nu mai sunt tineri, au s-au fugit în oraș și nu mai se întorc înapoi și oamenii au nevoie de marginat pentru mălai. Știe că este apă, este moră bună, făcut cu cap, foarte bine. Și nu mai sunt, ci este în toată zona, între Făgăraș și până la Sebeș, deja lipsă de moră. Și așa am vorbit și în Oancea și am totdeauna vorbit și în Munții Apuzeni cu moră. Am întrebat, pe cine învățați meserie care mai faceți? Aveți copii, aveți pe cineva? Din cauza, este lipsă de moră în altă parte și vă rog, nu uitați așa ceva. Este un lucru foarte important. Da. De exemplu, la Budești, de exemplu, este un caz foarte fericit și aș fi tare bucuroasă să repete și alții acest experiment. Este un tânăr care face studiile la Paris și a moștenit o moară. Și atunci a trimis banii familiei sale ca să restaureze moarea. Și a restaurat moarea și vâltoarea, care funcționează foarte bine. Deci e cazul fericit. Pe de altă parte, cred că acum 2 săptămâni am descoperit o moară la Dănești, o frumusețe, o minune, deci cu ornamentată, cu rozete, care se prăbușește. Deci moara când nu muncește, piatra când nu... Intră în paragină. Când intră în paragină, se sfarmă din păcate. Domnul Drube, mai nou politicienii dau ca exemplu Germania. În speță nemții, după al doilea război mondial, ei ne spun, germanii au lucrat zi și noapte, pe bani puțin, poate fără bani, ca să reconstruiască țara din temelii. Și ne spun, așa trebuie să facem și noi acum. Credeți că e nevoie de astfel de muncă susținută pentru a reconstrui o țară care a fost dominată 45 de ani de comunism, dar fără a strica ceea ce încă se mai păstrează la sate, pentru a conserva aceste mici oaze de liniște și de frumusețe? Bine, așa vorbesc cu primar în general. Trebuie să gândesc ei cum fac fiecare sat. Primarii la noi sunt mai mult oameni politici și nu așa cum am sperat noi întotdeauna că trebuie să fie gospodarii satului. Da, clar. Sunt dar și cu care... învățător trebuie să vorbesc așa. Da. N-am altă posibilitate. Trebuie început cu asociațiile sau cooperativele și cu claca care existat în fiecare zonă. Și numai așa puteți să ieșiți din probleme care aveți acum. Și știu că comunismul a distrus mentalitatea de cooperare. E foarte trist situația, dar mai există. Am fost în mai multe părți unde am găsit pe clacă rudimentară și mai merge. Și unde există, oamenii sunt mai avansați cumva. Și totdeauna vorbesc, Sașii au fost așa de bogați din cauza a avut un sistem de ajutor reciproc foarte strict. Au avut posibilitate să meargă afară din sistemul. Și bine, asta nu putem să Dar, domnul Drube, știți ce s-a spus de-a lungul anilor? S-a spus că ne pleacă nemții și e foarte rău că ne pleacă nemții din România. Pentru că nu mai avem modele după care să ne conducem, să spunem, o gospodărie care poate fi ținută în mâini și care să progreseze, să dea roade. Încă o dată, vă rog. Cum a fost? Dacă prin plecarea nemților dispare un model. Un model, o gospodărie model, așa cum spuneați,
sașii se ajutau. Acest model nu mai există prin plecarea nemților din România. Da, înțeleg. Dar totuși mai țin minte bătrân, asta e clar, și mai aveți... Nu, România nu este o țară egală și sunt perți care mai au păstrat așa ceva, mai ales... Și probabil că asta este valabil, sau, mă rog, se vorbea de așa ceva mai spre centru Transilvania, de ghestanenți, Maramureș, Țipțătii, sunt minoritari, deci nu se poate... Și cred că e mult mai rău, aici mai merge treaba asta, dar în zona Moldovei și Oltenia, acolo e prost, acolo au... Și nici, mai grave acolo. Da, și nici au legătură cu străinătate, nu sunt înfrățiți cum trebuie și aici aveți deja... Ce au simțit germanii când au aflat prin anii 80 și ceva că satele românești sunt distruse, că Ceaușescu dorește să distrugă satele românești? Am fost atunci foarte superați. Și austrieci au fost foarte superați. Au făcut o... Dar dumneavoastră credeți că e posibil ca să se poată distruge un sat să fie ras de pe fața pământului? Dar bine, noi nu avem crezut așa ceva, dar avem atunci văzut ce se întâmplă la București și n-am crezut așa ceva. Și atunci am văzut și poze din sate respective și este extraordinar. Și nu știu, avem oprit așa ceva, cred că noi din străinătate nu avem rezolvat nimic. Asta a fost legea aici și a mers tractorul în direcția de sistematizare și noi, ca străini, avem avut niciun o posibilitate. Am mers în zonele unde comunitatea rurală nu avea legile ei încă nescrise și atât de puternice, fiindcă nu putem să ne plângem în Maramureș că s-a distrus vreun sat. Deci aici societatea... Cât de puternice sunt comunitățile rurale din Maramureș? Foarte puternice, deci se păstrează faptul că se păstrează această structură a satului cu organizarea pe neamuri. Este un exemplu de mare forță. Pe urmă, legile nescrise ale satului care trebuie să respectate, mândria care există, care o au oamenii ăștia care sunt nemeși, nu de cine știe când. Asta înseamnă și foarte mult. Casele din Maramureș care arată, spun eu, forța familiilor. Bine, acum spuneam că încearcă să iasă din tradiționalism, mă rog, umblând în Turcia, în Iugoslavia, în Polonia, copiază, dar copiază prost. M-ați întrebat ce relație am avut cu străinii. Mi-amintesc cu plăcere de vizita unui profesor de la Magdeburg, profesor de filozofie, pe care l-am cunoscut la Magdeburg după ce dânsul fusese Maramureș. Și a revenit în România și la Magdeburg noi am discutat mult, începuse distrugerea satelor în sud. Și m-a întrebat în disperare, cu spaimă, în Maramureș s-a distrus ceva? Mi-a zis, nu, Maramureș nimic. A zis, dar de ce? Fiindcă aici nu a fost posibil să... I-am explicat că nu e posibil să impună legile, regulile, ca și în altă parte a țării, fiindcă comunitatea locală este foarte puternică. Și omul a revenit în România în vara acelui an și am mers la o nuntă la Hoteni, unde după ce acest om a văzut cum dansează, cum cânt, cum horesc, cum se poartă acești oameni, a înțeles, da. A zis, da, am înțeles acum de ce îmi spui că nu e posibil să distrugă Ceaușescu nimic la voi în Maramureș. Da, aici oamenii deci au trăit fără frică. Da, nu le-a fost frică să iasă. Demnitate. Nu le-a fost frică să iasă pe stradă. Și să-și apere, deci ne amintim de revolta de la Săliștea de Sus sau cea de la Petrova, nu? Să-și apere drepturile la nevoie și le-au apărat și foarte hotărât. Și atunci o dat înapoi, știm noi cine. O contrazic un pic din cauza, am observat, au construit niște blocuri în centre satelor, mai ales și la București, Budești, scuzați. Da. Și chiar acolo nu a fost clădire veche. Dar erau pentru profesori care erau în... Dar totuși așa a început, un pic, un pas mai... Și asta a fost primul pas. Primul pas, probabil nu a fost... Nu le-a dat voie să-l facă pe al doilea. Dar totuși a început.
aici cap. Dar era și necesar, fiindcă mulți tineri care au venit ca profesor în sat nu aveau unde să locuiască. Bine, se puteau construi acele vile, acele case, gospodării și nu acele blocuri. Da, da, era foarte comod și foarte rapid să ridici un bloc din temelii cu două, patru, șase apartamente care să... Și în aceeași tip în toate regiunile. Asta a fost Crejana. Da. Și la fel avem în toate regiunile. Făcut aceeași Crejana și în Germania, dar totuși asta am observat. Domnule profesor, în finalul emisiunii, haideți să faceți o invitație, dumneavoastră ca german, ca străin, să faceți o invitație pentru băimăreni să plece la state, să plece în weekend, să plece în concediu, să-și petreacă câteva zile în satele din Maramureș. Pentru că sunt multe de văzut. Faceți dumneavoastră invitația pentru că sunt sigur că va fi mult mai bine dacă apreciată. Ar fi bine dacă aveți posibilitate să începe probabil la cea teze și acolo. Faceți un traseu de la cea teze peste Huta și atunci încet spre Sapența. Acolo opreți din cauza lângă Tisa, deja este o natură foarte interesantă, peisaj foarte interesant lângă Tisa. Și la Sapența deja ceva foarte interesant, un sat care s-a dezvoltat tare, după părerea mea, și atunci încet spre Sighet. Și de la Sighet vreau să ajung la Poienile de sub munte. Acolo e parte ucraniană sau la Lunca la Tisa. Și acolo sunt două sate un pic mai departe. Și acolo e interesant cum trăiesc oameni. Și de la Poienile de sub munte sau Lunca la Tisa, probabil spre Vișeu. Și atunci bine, nu cunosc eu acum, dar probabil Potiza este altă. Da, se poate trece pe la Săcel, acolo, sau Valea Izei. Sau din Vișeu de jos, peste deal spre Bogdanbura. Se poate trece, da. Și atunci probabil Clot și atunci trebuie să ajungeți la Sârb și Putești. Asta e obligator pentru mine. Și dincolo probabil să faceți și un pic de pauză la Ocnașugatac, acolo este, pentru mine este o vedere foarte frumoasă spre Gutui și spre Pietroșul, Pop Ivan. Și totdeauna îmi place acolo să stau, să mă uit cum arată peisajul și munții. Și atunci probabil este Valea Mare. Domnule profesor. Sau nu, peste Cabrini, scuzați. Peste acolo, Cabrini, da. Asta e mult mai frumos. Și ajungem la Desești, da? Da. Domnule profesor, de fapt eu am vrut să vă verific. Am spus la începutul emisiunii că ați străbătut pe jos multe din satele din Maramureș. Da. Am vrut să vă verific dacă vă aduceți aminte pe unde ați fost și iată, ați trecut testul. Sunt sigur că nu toți băimărenii cunosc acest traseu turistic. Mulți preferă să stea în oraș, să plece pe litoral sau în altă parte și ocolesc Maramureșul istoric, care într-adevăr merită să fie văzut. Și trebuie să facem în viitor și o vizită în Ucraina, în fost Maramureșul, partea aceea. Da, și asta rămâne pentru viitor. Dacă începem cu Euroregiune, nu știu ce, nu știu când, dar încet. Euroregiunea există, mai trebuie Consiliul Județean să realizeze podul peste Tisa la Sighetul Marmației și vom trece mult mai ușor. V-am zis în anul viitor să rezolve problema asta. Așa am zis la Sighet, sperăm că da, și să fie și o trecere ușoară. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Doamna Iuga, credem că împreună cu dumneavoastră vom mai realiza astfel de emisiuni. Domnul profesor va developa filmele realizate în Maramureș și veți reveni poate cu o nouă expoziție și atunci vom vedea ce ați descoperit dumneavoastră cu aparatul de fotografiat aici. Și poate chiar cu un proiect mult mai mare. Și cu un proiect mult mai mare, sigur. Și poate veniți... Sau cu o carte, din cauza o expoziție e greu de făcut. Foarte greu. 80% va reveni cu o carte. Deci cu o carte care să rămână în bibliotecile din Maramureș. Și în toată lumea. Da. Mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc, le mulțumesc și telespectatorilor. O seară plăcută. La revedere.